Președintele Iohannis, doamnelor și domnilor, a cerut astăzi soluționarea rapidă din nou. Este a doua declarație a președintelui în acest sens, făcută cu de data asta cu Angela Merkel lângă el și fiind nevoit să explice și cancelarului german ce se întâmplă în România. Ceilor implicați le-am solicitat să găsească soluții urgente, ceea ce fără îndoială se va și întâmpla. A zis președinte, care sunt soluțiile urgente care v-au fost cerute, doamna Firea, și cum ați răspuns? Cred că aceste soluții sunt așteptate de întreaga țară și oamenii politici au datoria să le și aplice. După votul de miercuri din Parlamentul României al moțiunii de cenzură, împotriva, și vreau aici să fac precizarea, nu a unui guvern PSD. Miniștrii PSD și-au dat demisia. Acum, la Palatul Victoria, sunt două persoane care deja nu mai fac parte din partidul care a câștigat alegerile. Este o foarte mare diferență. Auzeam și cu o oră mai devreme dezbatere la dumneavoastră în studio, un coleg din opoziție care îl certa pe primarul de la sectorul 5, Daniel Florea, de ce ați inițiat o moțiune de cenzură împotriva guvernului PSD. Care guvern PSD? Noi am recunoscut faptul că guvernul Grindeanu nu respectă, cel puțin nu așa cum a promis, programul de guvernare și dorim să dinamizăm activitatea de la Palatul Victoria cu o formulă guvernamentală nouă, proaspătă, pusă pe treabă, dar treabă serioasă. Nu să mimăm că suntem la guvernare și să ne trezim după un mandat complet că nu s-au făcut promisiuni, nu s-au realizat promisiunile. Nu va fi în viitorul cabinet? Nu pot să spun acest lucru pentru următorul motiv. După votul la moțiunea de cenzură, a doua sau a treia zi va fi organizat un comitet executiv în care domnul președinte Dragnea ne va prezenta 2-3 propuneri de candidați pentru fotolul de prim-ministru și de asemenea propuneri pentru fotolele ministeriale. Cu siguranță va fi un vot mult mai responsabil de această dată și nu vreau să anticipez dacă vor face parte din următorul cabinet PSD-ALDE și miniștrii care au fost în prima parte a guvernării. Este posibil să fie beneficiat, să spun cu ghilimele de rigoare, de un avertisment din partea celor din ALDE că dacă moțiunea pică, dumnealor vor ieși din coaliție? Nu. Nu. Am fost la foarte multe întâlniri. Partenerii noștri de la ALDE, domnul Tăriceanu, sunt extrem de responsabili, sunt la fel de îngrijorați ca și noi de faptul că două persoane au încercat să rupă atât ALDE cât și PSD pentru a constitui o nouă formațiune politică, despre care v-am vorbit acum câteva minute. În momentul în care faci pasul și intri dintr-un alt domeniu în politică, trebuie să fii, doamna Oana Zamfir, în primul rând, un bun român, un bun patriot și să te gândești că trebuie să-ți sacrifici propriul orgoliu personal, propria vanitate politică, poate chiar propriul parcurs în politică, pentru binele țării. Ce bine al țării au urmărit domnii Grindeanu și Ponta în momentul în care au comis în ultimele zile nenumărate ilegalități pentru a crea aparența că există totuși un guvern la Palatul Victoria. Am auzit că mâine este o ședință de guvern. Care guvern? Al cui? Neconstituțional, apolitic. Care sunt încă în funcție la această ședință de guvern? Doamna Oana Zamfir, este o caricatură de ședință de guvern. Am văzut pe internet și mi s-a părut foarte izbutită o fotografie în care în capul mesei era domnul Grindeanu și toate scaunele erau goale. Da, doar, nu doar este că este o fotografie regulă. Greșită pentru regulă. Că miniștrii în absența hârtiilor semnate la administrația prezidențială de acceptarea demisiilor lor și de nominalizarea unor interimari sau unor noi miniștri în funcție, ei sunt încă în funcție, aici este... Am fost neplăcut surprinsă, dacă acest termen este acoperitor, această sintagmă, mi se pare prea puțin spus, prea elegant spus, de faptul că domnul Sorin Grindeanu a avut o preocupare deosebită față de Ministerul Dezvoltării Regionale, față de doamna vicepremier Sevil Shaide și a destituit întreaga conducere a acestui minister. Erau câțiva secretari de stat care primiseră atribuții tocmai pentru ca proiectele importante pentru țară să nu se blocheze în aceste zile, mai ales că exact astăzi au venit reprezentanții Comisiei Europene la București pentru a analiza stadiul absorției fondurilor europene. Vă dați seama ce impresie și-au făcut în momentul în care nicio persoană din minister nu avea atribuțiile pentru a participa la aceste dialoguri, grupuri de lucru, pentru că cineva vrea să dea foc țării. Nu este normal să se întâmple așa ceva. Oricât ar încerca cineva să-mi explice că un om politic este bun și unul este rău, altul este alb, altul este negru, orice ar fi, nu poți să pui țara la mezat.
Nu poți să dai foc instituțiilor, credibilității țării, nu poți să acționezi de această manieră irresponsabilă doar justificând că ești supărat pe președintele de partid. Dacă domnul Grindeanu este supărat pe președintele de partid, să vină în forurile de conducere și să-și exprime această nemulțumire și să încerce să-i convingă pe ceilalți colegi să voteze o moțiune, să spunem, în interiorul partidului, dar nu de această manieră. Astăzi, în emisiunea Ana Maria Roman, domnul Harnagea spunea că domnul Ponta negociază în acest moment cu dumneavoastră cei din PSD o funcție nu pentru sine, ci pentru domnul Grindeanu. Aveți cunoștință de astfel de negocieri? Că înțeleg că domnului Grindeanu i s-a oferit dinainte niște funcții de către colegi de noastră partid, inclusiv 14.000 de euro pe lună la ASF și n-a vrut. Nu dorea banii sau funcția? Că n-am înțeles foarte bine. Nici eu nu cunosc. Am citit și eu aceste declarații prin presă. Acum negociază funcția, aveți cunoștință de asta? Să fim serioși. Acum te prezenta Fecioara Maria după tot ce ai făcut la Palatul Victoria este tardiv și nici chiar cei care te simpatizează nu cred că ești chiar îngerul păzitor. Deci nu se poate așa ceva. Ce se va întâmpla cu susținătorii, unii vizibili ai domnului Grindeanu și ai domnului Ponta, unii, precum cei de la Timiș, sau unii care nu s-au manifestat verbal, dar bănuiesc că a fost o vânătoare așa în partid, să știți pe cine puteți conta și pe cine nu. Ce se va întâmpla cu aceștia dacă moțiunea trece, doamna Fier? Nu au nicio vină oamenii, au totală dreptate să fie supărați. Îi rog să mai aștepte până la mijlocul zilei de miercuri, după votul moțiunii, pentru a restabili constituționalitatea și legalitatea în țara noastră. Ei nu au nicio vină, au fost induși în eroare. Nu, niciodată nu o să am vreun gând negativ față de mulțumesc, susținătorul doamna, unui inamic politic. Radu Tudor,